Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, 3 străzi fără curent timp de 6 ore în Sebeș. S-a întâmplat în cursul zilei de vineri, după ce un tânăr a intrat cu mașina într-un stâlp de curent de pe strada Decebal și a fugit de la locul accidentului. Muncitorii de la compania de electricitate care au sosit la fața locului au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru înlocuirea stâlpului căzut la pământ. Un tânăr șofer care circula vineri cu viteză neregulamentară pe strada Decebal din Sebeș a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de curent, provocând avarii care au dus la întreruperea alimentării cu energie electrică timp de 6 ore. O mașină a lovit stâlpul și l-a rupt. Mai multe nu pot să vă spun chiar așa cine a fost și ce a făcut, că n-am mai găsit mașina împlântată în stâlp. Atât. A venit poliția, fel făcut dumnealor datoria, noi ne-o facem pe a noastră. Apoi sunt 3 străzi care sunt afectate. Încercăm să facem cât de repede ca să remediem defectul. Sosite la fața locului, mai multe echipaje de muncitori de la compania de electricitate au lucrat timp de 6 ore pentru a înlocui stâlpul de curent. Astfel, locuitorii din zonele afectate nu și-au putut folosi aparatele electrocasnice, iar spre seară cu toții au fost nevoiți să-și aprindă lumânările sau lanternele. Avem o rețea de mașină și remediem, a construit un stâlp și remediem instalația, că a rămas... Nu știu exact, un accident. Mașinile s-au trântit în un stâlp, au rupt tot curentul electric, asta s-a întâmplat și nu lăsa fără curent de pe la ora 6 după masă. Acum lucrează băieții să-l pună la loc. Sperăm să se rezolve în 2-3 ore. Târziu în noapte, după aproape 6 ore de muncă, echipajul care a intervenit la fața locului a reușit să înlocuiască stâlpul de curent și astfel localnicii au avut din nou acces la alimentarea cu energie electrică. Nici 24% dintre elevii care s-au prezentat la examenul de bacalaureat sesiunea a doua nu au luat notă de trecere. Cu toate acestea, situația este mai bună față de anul școlar 2010-2011, promovabilitatea fiind mai mare cu 4%. Cu indulgență putem spune că din 4 candidați, doar unul a fost declarat admis și totuși s-a înregistrat un plus față de sesiunea similară de anul trecut, când procentul de promovabilitate a fost de 19%. Bacul, sesiunea de bacalaureat, sesiunea a doua, iulie-august din acest an, s-a desfășurat în bune condiții, fără incidente. Prezența la examenul de bacalaureat a fost bună, iar rezultatele finale este de 23,59%, un procent mult mai mare decât anul trecut școlar, care a fost de 19%, deci a crescut cu 4%, ceea ce este îmbucurător pentru noi. Probabil că orele de pregătire pe care s-au organizat în școală au avut un efect și conștientizarea elevilor asupra acestui examen destul de dificil. Duminică, la ora 10, rezultatele erau deja afișate, dar mai niciunul dintre candidați nu se îmbâlzea la fișierul Colegiului Tehnic Apulum Alba Iulia. În cele din urmă am întâlnit o tânără candidată, bucuroasă să constate că a luat bacul. A fost mai ușor decât vara trecută. Oh, și acum mergi într-o vacanță scurtă de bucurie. Am fost înainte. La ce ți-a făcut cel mai greu? La matematică, bineînțeles, pentru că acolo cred că toată lumea are lipsuri. Da, acolo ai și picat în vacă, nu? Da. Bun, felicitări! Mulțumesc! Cea mai mare medie de promovabilitate este 7,98 și aparține elevei Baghiu Teodora de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia. La polul opus am notat 26 de note între 1 și 1,45 la matematică, dar și note de 1,30 la română, 1,70 la chimie, 1,05 la engleză sau 1,30 la fizică. Contestațiile s-au depus duminică între orele 16 și 20, lucrările urmând să fie recorectate la centrul de reevaluare Valoare Sibiu. Petrecere și voie bună la Lopadea Nouă pe tot parcursul weekendului care tocmai s-a încheiat. Timp de 3 zile, locuitorii au sărbătorit Zilele Comunei, un eveniment care a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 4. Zilele Comunei au fost sărbătorite și în acest an în Lopadea Nouă. Localnicii s-au bucurat în cele 3 zile de sărbătoare de toate acțiunile organizate în comună. Duminică, sărbătoarea a început printr-o slujbă religioasă la biserica reformată din sat, unde au fost invitate cuplurile care anul acesta au împlinit fie 25, fie 50 de ani de căsătorie. Cu această ocazie, perechile și-au reînnoit jurămintele. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem.
Concursurile culinare sau de mânuire a cailor au adus în comună spiritul competitiv al localnicilor. Astfel, dacă bărbații și-au demonstrat calitățile prin forță sau mânuitul calului, doamnele s-au întrecut în aruncatul oalelor. De departe, cea mai gustată întrecere a fost cea culinară, în care 12 echipe s-au întrecut pentru a găti cel mai bun gulaș. Gulyást készítünk a falu napok alkalmával, és szívesen megvárunk mindenkit, hogy kóstolja, és reméljük, hogy minden évben nyerni fogunk. Sikeres lesz a főzésünk. Seara bună dispoziție a locuitorilor din comuna Lopadea Nouă a fost adusă de fiii satului, care au organizat și un scurt program artistic. Astfel, pe scena amenajată la marginea satului, au urcat ansamblurile de dansul populare din localitate. Cele mai bune vinuri din România vor fi premiate la Alba Iulia. Astăzi a debutat cea de-a șasea ediție a concursului național Strugurele de Aur, competiție în care s-au înscris peste 150 de probe de vin aduse din toate zonele viticole ale țării. Începând cu anul 2007 s-a recurs la reconversia viței de vie, iar noul rod se regăsește în calitatea vinurilor din țară. În special, vinurile albe din România au concurat cu vinuri din țări recunoscute pentru producția viticolă. În concursul național Strugurile de Aur din Alba Iulia au fost înscrise peste 150 de probe de vinuri. Anul viitor, România va fi gazda Congresului Organizației Internaționale a Vinului și de aceea sunt luate în discuție unele măsuri în industria viticolă din țară, cum ar fi promovarea vinurilor, reconversia viței de vie, asigurarea producției, fondurile mutuale și investițiile în sectorul vitivinicol. Această promovare trebuie să capete sume mult mai consistente și să fie mult mai prezent vinul românesc din toate regiunile viticole românești. A doua măsură este reconversia, restructurarea. Dați-vă dumneavoastră socoteala ce a însemnat asta în îmbunătățirea sau, dacă vezi, apropierea ofertei la cerere. Ce decalaj era înainte, când aveam 80% vinuri roșii de mare productivitate din surile care, știți dumneavoastră, nu erau tocmai cu indicii enologici cei mai buni, să vii astăzi să aduci podgorii, spunea domnul Dan, despre clore care s-au adaptat și în Canada. România este împărțită în 8 mari regiuni viticole. Pe teritoriul județului Alba se întind 4 din cele mai importante podgorii din Transilvania, respectiv Alba, Țara Vinului, Aiud, Sebeș-Apold și Târnave. Județul Alba deține 6400 de hectare de viță de vie în județ, puțin față de 125.000 de hectare cât are suprafața arabilă, fiindcă avem niște zone extraordinar de favorabile de climă și sol pentru viță de vie. Avem în județ 4 podgorii, care le știți și dumneavoastră, Aiud, Alba Iulia, Sebeș și Blaș Târnave, unde sunt cantonate circa 4500 de hectare. Avem puțină vie, am putea face mult mai mult. Concursul de vinuri Strugurele de Aur este împărțit în două secțiuni, vinuri liniștite și vinuri efervescente, iar sistemul de votare este cel practicat de Organizația Internațională a Vinului, cu puncte de la 0 la 100. Cele mai bune vinuri vor fi distinse cu medalii de aur, argint sau bronz. Prima ediție a Târgului Meșterilor Populari din Cetatea Marii Unirii a strâns la Alba Iulia producători tradiționali din întreaga țară, oameni de mare valoare, dar și de uimitoare modestie. Ancorați în tradiție, meșterii încă mai încearcă să salveze de la pieire arta populară și spiritul creativ al românului. Timp de 2 zile în piața cetății, peste 25 de meșteri populari și-au amplasat standurile. Oamenii au adus cu ei produse tradiționale specifice zonei în care trăiesc. Meșteri din întreaga țară, prezenți aici, au demonstrat și demonstrează celor prezenți că folclorul nostru este nepieritor și că avem cu ce să ne mândrim.
Și ce este mai important, am putea rezista în era globalizării. La târg, vizitatorii au descoperit frumoasele straie populare din Maramureș, covoare țesute manual, obiecte lucrate în lemn sau lut, dar și bijuterii sau icoane. De la președintele Asociației Meșterilor Populari din Moldova, am aflat importanța acestor târguri și frumusețea tradiției. N-ar trebui să uităm, mai ales noi, generația aceasta mijlocie, să spun așa, dar mai ales tânăra generație, că avem un trecut și, spunea Nicolae Iorga, cine își uită trecutul e condamnat să-și rateze viitorul. Noi, în acest spațiu al târgului, al unor manifestări de genul acesta, suntem cumva într-un alt timp sacru, un timp al strămoșilor, un timp ca o insulă. Ca o insulă făcută în acest timp care se grăbește și nu știm încotro și unde, spre ce valori, noi vrem să ne aducem aminte de ceea ce ne-au lăsat cei dinaintea noastră, iar meșteșugurile, dincolo de obiectivitatea obiectului, de materie, a produsului în sine, transmit și valori. Curiozitatea ne-a atras spre minunatele obiecte lucrate în lemn de meșterul bucovinian Florin Cramariuc, vestit pentru lucrările sale chiar și peste hotare. Cele mai frumoase sunt cele pe care ne-am așezat și stăm, sunt lăzele de zestre de Câmpul Lung cu coarnele de moș, cu soțul, cu soția, cu copiii încrustați, încizelați pe aceste lăzi de zestre, cu drumul întortocheat al vieții, cu pomul vieții și coarnele de moș. Sunt niște elemente specifice zonei Bucovinei. De pe o tarabă, apoi, ne-au făcut cu ochiul personajele din bine cunoscutele povești și povestiri ale lui Ion Creangă, iar unul din meșterii prezenți ne-a arătat cum poți obține obiecte minunate cioplind în lemn. La ce anume lucrați? O bâtă ciobănească. Cum se realizează? Întâi se caută lemnul în pădure, după aia se decojește și se încrustează. Ce fel de lemn? Alun. Și cum îl încrustați? Ce elemente folosiți? Păi, dinții de lup, mai mult că mănâncă oile. Cu mare drag au venit meșterii în cetatea Marii Uniri. La noi, în zona noastră, la Salva, e foarte diferit portul popular față de alte zone. Adică mă refer la coloritul, la coloratul hainelor. La noi se poartă culori foarte vii, foarte colorate. Negru nu se poartă numai în post. De exemplu, cusătura cu negru, zadile, în special zadile, se poartă pe negru numai în post și când ești în dolu. În rest se poartă toate culorile. După cum duce mintea pe fiecare cât e de specialistă cusătoarea. Fiecare se inspiră din ceva, din florile câmpului, din anumite lucruri, motive geometrice, să zic, da, mai puțin, mai mult motive florale. Și le colorează fiecare după gust. Sunt lucrate manual în război de țesut orizontal, din lână de oaie țurcană, iar nuanțele pe care le folosim, în marea lor majoritate, sunt fie naturale, fie vopsite cu plante. Spre exemplu, vopsim galbenul de pe rostopască, nuanțele de verde le facem de pe coada calului, iar marourile le obținem din frunze de nuc sau coajă de nuc. Pe lângă țesături, obiecte din lemn, lut sau nuiele, costume populare sau icoane, vizitatorii au găsit la târg și gustoasele produse tradiționale din județul Alba. Organizat pe durata a 2 zile, Târgul Meșterilor Populari din cetatea Marii Uniri a fost dedicat exclusiv culturii tradiționale românești. Arta olăritului e veche de când lumea. Cu toate acestea, puțin sunt cei care astăzi mai pot obține ulcele modelând cu măiestrie pământul. Doamna Lucia Bratu din comuna Sășcior ne-a dovedit însă că această îndeletnicire e nemuritoare. Cu multă răbdare și pricepere, doamna Lucia Bratu se așează la roata olarului și minune. În doar câteva minute, din mâinile ei răsare un ulcior ca în bazme, numai bun de dus la apă. Procesul este mai îndelungat, asta este numai tragerea la roată. Da. Pentru a obține un vas din lut ars, e mai îndelungat procesul. E de durată. Da. Pe urmă, aia urmează o scară, este o scară lentă, obligatoriu lentă, fără vânt, fără curent, fără soare, caldă, fisurează. Fisurează pentru că prin scară rapidă nu-i permite apei să iasă din structura argilei și atunci fisurează.
Deci cam două săptămâni, dacă e la temperatura camerei, așa, cu umiditate constantă, e uscare. După care se face o decorare. În cazul ceramicii de sășciori, nu se glazurează decât foarte puțin la gura vasului sau pe toartă, dacă este cazul, cu o glazură făcută din litarg, așa se numește, și oxid de cupru. Până în vară, doamna Lucia a predat olăritul copiilor de la școala din Sășciori, însă încăperea în care își avea atelierul a fost transformată în sală de clasă pentru elevii care vor intra în clasa pregătitoare din anul școlar 2012-2013. Mai mulți autori și-au lansat volumele rezultat al unor îndelungate cercetări cu ocazia târgului meșterilor populari din cetatea Marii Uniri. Scriitorii s-au întâlnit sâmbătă în Sala Unirii din Alba Iulia. Autorul mureșean Nicolae Baciuț a revenit la Alba Iulia cu volumele Mașina de citit și Sacru și profan în Țara Sfântă. Să prezint mai multe cărți. Învățăm alfabetul acestui tip de întâlniri la Alba Iulia, pentru că chiar merită Alba Iulia să câștige distinție în acest domeniu al recuperării, al promovării tradițiilor. Vom încerca să vorbim atât despre cultura tradițională, prin ceea ce vom prezenta, cât ceea ce încerc eu să improvizez ca sintagmă credibilă, tradiția culturii. Adică haideți să facem din cultură o tradiție, mai ales că toți o împing mai rău ca la ședințele de partid. Bineînțeles, volumele lansate au avut drept teme principale tradițiile românești. Astfel au fost prezentate titluri precum Din zestrea ținutului mureșan, Timpul sacru, Sărbătorile de altădată sau Sate de pe Jijia de sus. Îmi place să cred că ne vom putea educa copiii, nu numai cei de acum, fiindcă aud pe unii contemporani de ai noștri, mi-e rușine că sunt român, nu mi-e rușine că sunt român. Nu o să-mi fie în vechi și pur că sunt român, nu o să-mi fie rușine, fiindcă neamul nostru este de-a lungul istoriei și merge până în veșnicie, dacă va binevoi Dumnezeu. Cu această ocazie a fost lansat și volumul Obiceiuri de nuntă în Transilvania al autoarelor albaiuliene Petruța Pop și Marinela Baba. Obiceiuri de nuntă în Transilvania, de așa dată, în preocupare având nunta de la Groșii Cibreșului, comparativ cu nunta de la Sălciua. Au un proiect foarte interesant, fetele acestea ale noastre, în sensul că aduc în fața noastră, a cititorului, a cercetătorului, nunți punându-le în paralel. Și vedeți că nu doar aparținând locului nostru. Domnișoara Marinela, anul trecut, a primit o nuntă comparativ cu nunta de la Rupea, din Brașov. Acum e nunta din Sălciua, din Alba, cu nunta de la Groșii Cipreșului. Foarte interesant, parcurgând aceste cărți, să vezi ce e acolo, ce e acolo, ce se poartă la unii, ce se poartă. Cadrul a fost completat de o expoziție de fotografii cu teme tradiționale și populare, iar atmosfera a fost întreținută de grupul Primavera. În incinta Facultății de Teologie din Alba Iulia s-a încheiat cea de-a 8-a ediție a Taberei Naționale de Chimie. În finalul școlii de vară, care a reunit cei mai valoroși chimiști din instituțiile de învățământ românești, s-au acordat premii și distincții atât elevilor cât și profesorilor care i-au pregătit. La ediția din acest an a Taberei Naționale de Chimie au participat 90 de elevi, cei mai buni 15 olimpici din fiecare nivel, începând cu clasa a 7-a și terminând cu clasa a 12-a. La festivitatea de încheiere au fost premiați la fiecare categorie de vârstă cei mai buni dintre cei mai buni chimiști, dar și cadrele didactice care le-au ridicat an de an nivelul cunoștințelor. Am încercat în cele 7 zile în care s-au derulat activitățile din cadrul taberei să acoperim
cât mai multe zone frumoase din județul nostru, pentru ca să îi stimulăm pe elevi, cât și pe profesorii lor însoțitori să ne mai viziteze județul. De partea instructivă a școlii de vară s-a ocupat echipa de lectori, niște profesori deosebiți pe care am avut onoarea să-i cunosc, iar noi ne-am ocupat de partea, să spunem, distractivă, pentru că să nu uităm, atât elevii cât și profesorii sunt încă în vacanță, chiar dacă școala va începe peste câteva zile. Au fost 7 zile deosebite pentru cei mai buni olimpici pe care îi avem la ora actuală la chimie și astăzi am pus punctul final acestei tabere naționale de pregătire pentru acești elevi. Condițiile au fost deosebite și cu această ocazie țin să mulțumesc inspectoratului școlar al județului Alba, tuturor colegilor de chimie implicați în buna desfășurare a acestui eveniment. Elevii au fost pregătiți pentru ceea ce urmează în anul școlar ce își va deschide porțile peste numai câteva zile. Elevii români au fost întotdeauna în prim planul atenției la competițiile internaționale și trebuie să-i prețuim la adevărata lor valoare pentru a nu-i pierde ca țară, ca nație. Ar trebui să facă multe, deocamdată elevii aceștia sunt dornici să învețe, să cunoască lucruri noi din domeniu și, da, statul român ar trebui să facă mult mai multe lucruri, să-i ținem pe acești elevi valoroși la noi în țară, pentru că ar putea să aducă beneficii atât nouă cât și întregii țări. Nu cred că pot să dau un răspuns punctual aici. Sunt situații și situații și cred că nu se poate spune că toată lumea pleacă. Sunt și copii care rămân și profesează aici și au succes. Eu nu cred că este o dramă faptul că pleacă acești elevi din țară. Practic, ei au acum foarte multe oportunități și pot alege să studieze la universități din afară. Dacă ei vor merge să studieze și se vor întoarce cu ceea ce au învățat acolo și vor ajuta la construirea unui domeniu, așa cum este chimia, în ceea ce privește cercetarea, învățământul, eu nu cred că este o pierdere, eu cred că este un câștig. Anul acesta, olimpicii români au obținut locul 2 în Europa și locul 10 în lume la Olimpiada Internațională de Chimie. Invitație în țara lui Vodă. Trupa de teatru Skepsis din Alba Iulia a făcut din nou senzație printre spectatorii cu dramatizarea unor znoave populare românești. Spectacolul a avut loc sâmbătă pe treptele Sălii Unirii. Spectacolul a făcut parte din cadrul primei ediții naționale a Târgului Meșterilor Populari din cetatea Marii Uniri. De aceea, piesa de teatru a fost în ton cu tema evenimentului, spectacolul oferind o întâlnire inedită cu personaje populare bine cunoscute. Are bumba aia, fata? Ha, ce mai să aibă? E cea mai bună ea? Pui așa de frumoasă. Are șchiop? Ha, ce șchiop să aibă? N-are șchiop. Când pășește, zici că are 6 picioare. Să mă vie, dacă nu. E prea fragă? Ha, păi cum să nu tragă? Ia-i, doamne! Am prins odată după ea, tricăruță. Pui așa, merea cu ea, după ea. Participarea a fost liberă și astfel spectatorii s-au strâns în număr mare, au râs cu poftă și au aplaudat talentul tinerilor artiști. Prin acest eveniment, grupul Skepsis a dorit să promoveze proiectul de obținere a unui spațiu în Alba Iulia necesar transformării trupei în teatru comunitar. Vă imaginați cum ar fi ca peste 60 de ani să vă întâlniți cu foștii colegi de liceu? Chiar dacă pare greu de crezut, nu e imposibil. Absolvenții promoției 1952 ai liceului Mihai Viteazul s-au reunit sâmbătă pentru a răspunde încă o dată prezent. Promoția din anul 1952 a Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, pe atunci Liceul Mihai Viteazu, s-a întâlnit în sala profesorală pentru a noua oară. De câțiva ani încoace, întâlnirile se organizează o dată la 5 ani. Simțindu-ne bine împreună, am decis să ne vedem din 5 în 5 ani. Și cred că astăzi, la 60-a aniversare, suntem cel puțin a 9 sau 10 ori împreună. Din păcate, din cei 42 care mai trăiesc, n-au putut să vină toți, unii sunt bolnavi, alții sunt spitalizați, dar ne bucurăm totuși că jumătate dintre ei sunt aici
și sper să fie o zi frumoasă. Din cei peste 100 de absolvenți din anul 1952, doar câțiva au mai răspuns prezent atunci când s-a strigat catalogul. Pe atunci în liceu învățau doar băieți. Domnii de astăzi, mult mai înțelepți, au depănat amintiri strângând cu drag mâna colegilor. Mi-amintesc de dragii mei colegi care sunt aici și de cei care nu mai sunt aici. Când am intrat acum în hol, jos, ni s-a părut și mi-a zis un coleg: măi, dar holul ni se părea mai înalt. De fapt, holul e același, numai că noi eram mai mici. Așa zicea colegul meu Stoia. Așa. Și încă o amintire, când Hazlie, când a vrut să ne prindă la profesorul moldovan, să ne prindă la extemporal, care copiază. Are un capitol dedicat profesorilor de pe vremea noastră, care, din păcate, nu aveau camere de supraveghere ca acum. Profesorul Crezi de fizică se urca uneori pe catedră să vadă care... Dar pe vremea noastră nu se copia, am glumit și eu. Eu am fost, printre altele, recitatorul liceului. Și cântăreți, și la orchestrați, și la coruri. Și eram foarte aproape de profesorul Alexiu, Dumnezeu să-l odihnească. Și mă chema la toate repetițiile care avea cu toate corurile din oraș, și la învățământ, și la funcționari, și la primărie. Și sigur că eram prezent și la spectacolele care le dădea prin comunele din jurul Albei Iulei. Cu ocazia aia aveam bine cu toți profesorii și mai închideam ochii când mi se părea mie că nu-i ceva în regulă sau că e prea în regulă. Ce ore vă amintiți sau ce ore v-au fost mai dragi în liceu? Orele de educație fizică ale profesorului Tămaș, și așa am devenit și eu profesor de educație fizică. Pe vremea aceea am avut locul 2 pe țară împreună cu colegii mei, printre care și colegul ăsta, ultima fotografie, care trebuia să organizeze întâlnirea, dar n-a mai apucat, din păcate, și aducem un omagiu și pentru el. Cu ocazia acestei întruniri se oficia și o slujbă de pomenire a profesorilor, dar și absolvenților care nu au mai trăit, pentru a se revedea cu prietenilor din liceu. Faza zonală a campionatului național de tir vânătoresc a strâns sâmbătă pe poligonul bazei sportive Constructorul concurenți din Alba și Hunedoara. Cei mai pricepuți vânători ne vor reprezenta la faza națională care se va desfășura la Mamaia. La faza zonală a campionatului de tir vânătoresc au fost invitate 7 asociații, însă doar 2 au luat startul în concurs. Așa că ne trezim cu 5 trăgători care se vor califica, trag pentru că se califice la faza națională, care va avea loc în sfârșitul lunii la Mamaia, aproape de mare, un concurs care e primul de forma asta și se ține la malul mării. Eu sunt vânător de 50 de ani și practic foarte de 40 de ani. E o pasiune veche care nu o concep la un vânător să nu-i placă să tragă în poligon cu pușcă. Un vânător care se consideră complet. Trebuie să știe să tragă, să știe ce e vânat, fără a trage, de ce? Numai chinui vânat, urănești sau ceva. De asta este bine vânătorul să tragă prin poligon, să fie instruit așa cum sunt eu, sunt antrenor din 82. Am avut echipă la club, din păcate sportul este foarte costisitor, pentru că un foc tras în poligon este 2,10 lei și dacă nu tragi cel puțin 100 de focuri la un antrenament. După manșa de antrenament, vânătorii și-au măsurat priceperea la ținta mobilă, nimerind cu iscusință talerele. Au fost nevoiți să treacă pe rând prin toate cele 15 posturi ale poligonului. În cea de-a doua probă au tras la ținte în formă de căprior pentru a obține cât mai multe puncte. Hei! Concurenții s-au arătat dornici de a se califica la faza națională a campionatului de tir vânătoresc. Suntem un județ care nu avem o tradiție deosebită în tirul cu arma de vânătoare, cum pot da exemplu chiar județul dumneavoastră, județul Alba, dar în ultimii ani, de când m-am ocupat eu de această competiție în cadrul Asociației Județene Hunedoara, am avut anual minim 2 calificați la naționale, mai exact eu și fiul meu. El s-a calificat la toate competițiile, reușind în 2004 să fie vicecampion național, iar în ceilalți ani printre primii 6 sau 7 pe România. Am avut și eu rezultate destul
de bune, zic, printre primii 10 pe România la mai multe campionate. Sper să mă calific și în acest an pentru naționale și să pot obține un rezultat bun. La faza națională din Mamaia vor participa circa 30 de trăgători, câștigători ai celor 5 faze zonale. Într-o recentă conferință de presă, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, l-a ironizat pe premierul Victor Ponta. Sarcasmul primarului vine ca replică la declarația primului ministru, conform căruia în județul nostru s-ar fi înregistrat grave abateri privind gestionarea fondurilor europene. Deloc diplomat, primarul Hava îl invită pe Victor Ponta să se documenteze serios înainte de a face o declarație. Ne bucurăm că a scăpat de amenințarea primului ministru și de gravele abateri care au fost constatate la județul Alba, pe noi ne-au ocolit. Știți prea bine care au fost acele grave abateri. Eu îi sfătuiesc pe cei care habar n-au de asemenea lucruri să pună mâna pe carte, să citească, să lase lopățica, gălețica și să treacă la lucruri serioase. Deci, dacă de la asemenea nivel poți să spui că au fost grave abateri pentru o chestiune, nu știu dacă au fost de 5%, lucruri inerente, greșeli neintenționate, cum le numesc cei care controlează, un lucru care este făcut cu deosebită patimă, aceste controle care sunt făcute, și ca și, cum știați și dumneavoastră, în alte zone, domnule, dacă am intrat în curte, nu pot să ies de acolo fără să-ți dau, hai să-i spunem, în ghilimele, o amendă, pentru că așa vreau eu. Deci, cam așa sunt aceste controle, cam așa a fost și controlul la Consiliul Județean, n-a prejudiciat nimic cu nimic, a fost vorba de o sumă de 35.000 de euro, dar ca să vii să spui și să îi sperii pe toată lumea, vă spun ce ții și pe mine, eram pe drum când conduceam, când am primit mesajul, să sperii pe toată lumea cu așa ceva grave abateri și că vom da toți banii înapoi, sunt lucruri care nu fac cinste nimănui din România, dar în special unui om care conduce guvernul României. În context, Mircea Hava explică ce înseamnă frauda. Frauda înseamnă când ai furat, când ai ciordit, când ai băgat mâna în buzunar, când în banul public ți l-ai dus în altă parte. Nu există așa ceva nicăieri. Sunt chestiuni de genul ăsta, cam cum au fost la Consiliul Județean, în care cineva interpretează, că așa vrea el, un anumit text de lege. În opinia primarului, controlele sunt pătimașe, subiective și au menirea de a băga bețe în roate atragerii de fonduri europene. Toamna e harnică și de bunuri darnică. Cel puțin așa învățam în poeziile de la școală atunci când eram mici. În prezent însă cadourile toamnei nu mai sunt atât de prietenoase. Aceasta ne-a dus o serie de scumpiri care par să nu se mai oprească. Indiferent că e vorba de fructe, legume, carne sau pâinea cea de toate zilele, pentru toate plătim mai mult. Toamna a adus scumpiri care nu dau semne să se mai oprească. Prețurile legumelor, fructelor și cărnii cresc odată la câteva zile. Dacă unii producători au mărit prețurile pentru a face profit, fermierii preferă să renunțe la intermediar și să își vândă produsele la preț mic. Toți producătorii spun la unison că singurul motiv pentru care au decis să scumpească legumele și fructele este seceta. Și carnea, lactatele, dar și pâinea costă acum chiar și cu 20% mai mult. Fermierii încearcă să facă tot posibilul pentru a se pregăti de iarna care urmează, mai ales că nu vor să fie nevoiți să-și vândă animalele. Din cauza creșterii prețurilor la alimente, cel mai mult au de suferit bătrânii. Seceta va continua și luna aceasta, așa că este de așteptat ca prețurile să continue să crească. Guvern indecis, cam așa s-ar putea caracteriza executivul condus de Victor Ponta, care după ce a decis ca data alegerilor parlamentare să fie pe 2 decembrie, a hotărât modificarea acestora pentru ziua de 9 decembrie. De asemenea, s-a decis amânarea începutului anului școlar cu o săptămână. Guvernul a stabilit, printr-o ordonanță ce urmează să fie aprobată și de Parlament, că alegerile parlamentare se vor desfășura pe 9 decembrie. Victor Ponta anunțase inițial ca dată de principiu 2 decembrie, deși s-a declarat nemulțumit de această dată, deoarece vine după 1 decembrie, Ziua Națională a României. Ponta ar fi preferat ca data alegerilor parlamentare să fie 25 noiembrie, însă PDL i-a atras atenția că legea nu permite acest lucru. Potrivit Constituției, data trebuie să respecte două condiții. De la data alegerilor nu pot trece mai mult de 20 de zile până se reunește noul parlament și alegerile trebuie ținute în maxim 3 luni de la expirarea mandatului în curs. Astfel, alegerile nu pot avea loc înainte de 2 decembrie și mai târziu de 17 martie. Cetățenii români vor vota la alegerile parlamentare din 9 decembrie doar cu cartea de identitate. Asta după ce guvernul a prorogat termenele de aplicare a dispozițiilor legale privind cărțile de alegător și registrul electoral. Pe data de 9 decembrie, românii vor putea vota doar cu buletinul.
Asta datorită faptului că nu toți cetățenii țării noastre au carte de alegător. Guvernul a stabilit ca prezența la vot la alegerile parlamentare din 2012 se va certifica prin aplicarea ștampilei cu mențiunea votat și data scrutinului sau a unui timbru autocolan cu mențiunea votat și data scrutinului pe actul de identitate. Executivul a aprobat totodată modelul timbrului autocolan, precum și condițiile de tipărire și de utilizare a acestuia la alegeri, modelele pentru copia de pe lista electorală permanentă, lista electorală suplimentară, extrasul de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare și ale altor tipizate ce vor fi folosite la scrutin. Au mai fost aprobate modelul buletinelor de vot și modelele ștampilelor ce vor fi folosite la alegerile parlamentare din decembrie 2012. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Vremea se menține în continuare caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în zona montană. Vântul va sufla slab la moderat. Vor fi 30 de grade la Alba Iulia, Iud și Blaj, 29 de grade la Sebeș și 28 de grade vor înregistra termometrele la Câmpeni. La noapte, regimul termic va oscila în jurul valorii de 17 grade la Alba Iulia. Vor fi 16 grade la Sebeș, 15 grade la Iud și Blaj și 14 grade Celsius vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea va fi în continuare caldă și mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 9 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 30 de grade la Iud și Blaj și 29 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Și poi mâine vremea rămâne caldă, ploi ușoare și izolate fiind așteptate abia de joi. Așadar, miercuri cerul va fi mai mult senin, vântul nu va prezenta intensificări, va bate de la slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 26 de grade Celsius.